Și la informații de ultim moment, acum Cosmin Mladin, liderul celei mai puternice grupări de contrabandă cu țigări din vestul României, a fost capturat de polițiști după ce i-a fost întinsă o capcană chiar de către un apropiat. Totul s-a descoperit în momentul în care structura centrală a DICOT a trimis un răspuns Curții de Apel Timișoara la o solicitare instanței. Vorbim acum în direct la știrile dimineții cu jurnalistul Dragoș Boța de la presalert.ro. Dragoș, bună dimineața, mulțumim foarte mult pentru intervenția ta. Ce s-a întâmplat, cine este omul din spatele capturării lui Mladin și cum a decurs totul? Bună dimineața, Lucian Mihălțan este numele celui care, conform DICOT, a ajutat la prinderea lui Mladin. Mladin este un celebru hoț de lux, unul dintre liderii grupării de lux care a fost trimis în judecată și care este în acest moment condamnat în primă instanță la 13 ani și 11 luni de închisoare pentru loviturile date în vestul țării. Mladin este de altfel un apropiat al grupării arădene de traficanți de țigări, dar și a liderului interlop timișorean Lucian Boncu. Din răspunsul trimis de DICOT este că atunci când a fugit în 26 iulie, cu câteva ore înainte ca instanța să dea mandatul de arestare, Mladin a reușit să scape de filaj, s-a dovedit conform înregistrărilor video ridicate dintr-o stație PECO de lângă Timișoara din Dumbrăvița, că Mladin s-a întâlnit lângă Timișoara la Dumbrăvița cu acest Lucian Mihălțan și cu alți interlopi. Au stat la discuții mai bine de 2 ore, după care Mihălțan în jurul orei 3:30 dimineața a plecat. Anchetatorii l-au ridicat pe Mihălțan pentru audieri după ce au descoperit aceste informații, iar acesta a confirmat faptul că a fost o manevră a interlopului timișorean să-și ascundă urmele. În dosarul penal în care era acuzat nu a dat declarații, în schimb a făcut un denunț în care a povestit întreaga întâlnire, iar la final a spus că are numărul de telefon de Ucraina de pe care îl sunase Mladin să se întâlnească și îl poate suna pe WhatsApp pentru a se întâlni cu acesta. Imediat a doua zi, în 28, a plecat împreună cu o echipă de la IGPR spre Timișoara Mladin și spun procurorii că ulterior s-a reușit capturarea acestuia după ce a fost stabilită o întâlnire de către Mihălțan. Până la urmă, procurorii DICOT au concluzionat că nu trebuie să îi se acorde lui Mihălțan o reducere a pedepsei, pentru că el a cerut la DICOT să se spună dacă poate beneficia de o reducere a pedepsei în dosarul în care este condamnat la 13 ani, însă procurorii au considerat că nu se poate aplica legea mai favorabilă, deoarece el nu a venit cu niciun fel de informație nouă, era deja cercetat pentru favorizarea făptuitorilor, iar ca dovadă au trimis judecătorilor de la Curtea de Apel inclusiv denunțul scris de mâna lui Mihălțan, prin care povestea ce s-a întâmplat cu Cosmin Mladin. Îți mulțumim foarte mult, Dragoș, a fost Dragoș Boț.